Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Noi venim cu un alt concept. Noi vrem ca oamenii să înțeleagă că există și lucruri bune care se întâmplă în România. Dintre toate știrile zilei, noi ți le oferim pe cele mai bune. Dintre toți invitații din lumea asta, noi vrem să vină oamenii aceia care cred în valoare, care promovează adevăratele valori. Emisiunea Știrea Cea Bună este o emisiune de suflet. Este o emisiune în care vezi partea plină a paharului. Bine v-am găsit, dragi prieteni, la Știrea Cea Bună. Sunt Cornel Drăvășan. Această seară vom urmări povestea unui jurnalist, a unui prieten care de mic avea frică de microfon, frică de a vorbi în public, frică fiind extrem de sensibil și un om deosebit așa cum îl cunosc. Bun venit în seara aceasta, Adrian Călin. Bună seara, Cornel. Bine te găsesc din nou la Știrea Cea Bună. Adrian, nu știu câți ani sunt de când ne știm, chiar mă gândeam în această zi, dar știu că ne știm de mult și mai țin minte că tu erai doar un copil când eu te-am cunoscut prima dată. Aveai o vervă deosebită care nu te-a părăsit, aveai un statut așa de argint viu, deci nu exista activitate pe care să o faci și pe care să nu o faci cu rapiditate, cu entuziasm. Spune-ne puțin despre tine, te-ai născut undeva în zona Banatului, ca și mine de altfel, dar tu mai mult bănățean decât crișan, eu sunt mai mult în zona Crișurilor. Și povestește-ne puțin despre familia ta, despre cărui fapt se datorează această vibrație care te caracterizează până ziua de azi. Da, ai descris interesant felul meu de a fi, sau cel puțin cum am fost acum mai bine de 20 de ani, pentru că, da, Cornel, ne știm de aproape 20 de ani. Mi-aduc aminte una dintre momentele pot să zic frumos al amintirilor noastre. Se leagă de anii din Timișoara, când împreună acolo ne trăiam viața, cum să zic, tu aveai acolo serviciu, eu eram un copil, aveam undeva la 13 ani și prin împrejurările care, mă rog, le-am avut la dispoziție, ne-am și cunoscut. Undeva în anii 2000, 2001, 2002, 2003, în perioada respectivă. Sunt 20 de ani în care aseară îmi spuneam să caut poze. E cam nasol 20 de ani. Da, e nasol, eu mă simt foarte bătrân în momentul de față, după câte vezi, energia mea s-a diminuat. Nu cred asta, mă apropii de vârsta de pensionare, lucru care, sigur, se vede natura ființei mele, totul este... Dacă tu te apropii de pensionare, ce să zic eu? Nu comentez. Dacă era un bilet la intrare și am crezut că e talonul tău, dar nu ți-l aduc, dar m-am liniștit. Nu e talonul de pensie. 20 de ani în care mă uitam aseară cum mă rugase să caut niște poze, în care, nu știu, găsesc în câteva zeci de poze, găsesc o istorie frumoasă a unor ani spectaculoși, recunosc de care mi-e foarte dor. De care sunt convins că nu se vor mai întoarce. De ce? Pentru că așa e natura lucrurilor să nu se mai întoarcă. Noi ne dorim totdeauna, știu, uitându-mă în poze, Cornel, de multe ori mă gândeam ce bine era atunci. Mai ții tu minte, nu știu, un 4 mai 2004, ce mișto era ziua aia, cum am petrecut-o noi, cum ne-am simțit noi de bine, ce emoție frumoasă am avut la evenimentul respectiv. Dar în momentul ăla nu realizai. În momentul ăla noi nu realizam și în momentul ăla ne gândeam ce bine era în 1997, în 4 martie, în 4 septembrie, în 15 iulie. Așa e și astăzi. Astăzi ne uităm că, știi, avem vești războaie și vești războaie și avem criză economică și avem probleme și am avut COVID și am avut pierderi de prieteni și ne gândim ce vremuri urâte trăim, dar nu ne dăm seama că s-ar putea ca vremurile care urmează să fie și mai urâte și nu mai avem timp să ne bucurăm, să stăm un pic, să stăm, nu știu, preț de
o oră, o zi cu noi, cu persoana noastră, cu familia noastră, să ne bucurăm de timpul pe care îl avem, să ne bucurăm de momentele pe care avem, că suntem sănătoși și nu apreciem. Și în momentul când ajungem pe patul unui spital sau ajungem la un moment de cumpăr în viața noastră, ne trezim atunci că vrem momentele alea când au fost anii aia frumoși și ne dăm seama că nici atunci n-am apreciat. Da, pentru există că riscul durerea să treacă viața. Când mă uitam în poze aseară... Ia să vedem, uite o poză. Da, vreau să am o reacție, dar nu e... Câți ani avea aici? Pe momentul să o spun pe post. Aici eram undeva la... E lângă mine varma Elisa. Ea avea atunci undeva la 3 ani, din câte apreciez eu poza. Mașina era a tatălui ei, Marian Manda, care sigur... doar ce o cumpărase și eram toți foarte încântați că, sigur, noi aveam o Skoda 120L, părinții mei, nu știi? Nu pot să cred. Da, cu motor în spate. Eu am condus prima dată Skoda 120L. Deci aia a fost prima dată mașină. Ce culoare avea? Albă. Da. 3TM3874. Trebuie să reții acest număr de matriculare? Mai da. Luat. Nu mai țin minte ce număr avea. Că, vreau să spun că când vărul meu și-a luat, Marian și-a luat acest Ford Sierra, mi s-a părut că mă aflu undeva într-un, nu știu, n-aș da nume de mașini acum, avion, să nu fac reclame. Da, într-un, ce? Nu, într-un business class. Era pă, așa, pe valoare, adică... Dar tu aveai vreo deci, 12 ani. Aveam 12 ani atunci, 12-13 ani în momentul respectiv. Sper că nu conduceai, doar ți-ai făcut poză. Nu conduceam în fiecare zi, evident. Nu conduceam în fiecare zi. Deci, era scumpă motorina decât în momente foarte importante. Da, îmi doream foarte mult să conduc... Sigur, mai prindeam așa ocazia părinții, vărul meu, când, sigur, pe câmp, nu în drum public. Da, mai era o poză din 2012, dar deja... Întoarcem puțin la copilăria ta. Sunt distanțe mari între cele două poze. Familia ta, cum te-a primit pe lume? Cum a primit pe lume? Mi-amintesc că era o dimineață de toamnă, 1 septembrie 1986. Ți-amintești foarte bine. Mi-amintesc că cu lux de amănunt acea zi, când, nu știu, 6, 7, 8 dimineața, am decis să bat la porții acestei lumi. Porți închise iarăși, le deschid cu bucurie, era o poezie, dar nu mi-amintesc acum exact versurile. Am intrat în lumea asta 1 septembrie 1986. 1986. Da, 1986, da. Ce să zic, am avut o copilărie frumoasă, în special și subliniez acest lucru, momentele pe care am trăit la țară, la bunicii mei. Pentru că acolo, Cornel, ai avut tot ce ai avut, tot ce ți-ai dorit pe lumea asta. Țară fiind unde? Țară la Belinț. La Belinț, lângă, între Timișoara, mai aproape de Lugoș decât de Timișoara. Belinț. Cine era de acolo? Tata sau? Mama e de acolo. Și sigur, bunicii la momentul respectiv erau în viață și eu am fost singur pe lumea asta la părinți. Singur și, la părinți. Da. Mamă, cum m-am bucurat, Cornel, de niște ani. Uite aici. Niște, da, aici poza era de arhivă. Undeva înainte să cadă Ceaușescu, poza asta. Mi-aduc aminte bine că la câteva luni după poza asta Ceaușescu a fost nimicit. Mă uit așa puțin la comunicarea non-verbală. O să rog pe colegi să mai lase așa. Da. Uite puțin la comunicarea non-verbală. Deci un tip extrem de hotărât. Cu siguranță. Blond, acum te mai închis da, vârsta, un pic. Vârsta, da. Dar o privire extrem de ageră directă, fixă clar, și hotărât, sigur. Adică un pic încruntat așa, da. Privire spre viitor, așa. Da. Deci de atunci tu știai de atunci că... mă gândeam la ce se întâmplă, ce l-a întâmplat peste... Vei fi jurnalist. 25 de ani și cum vom ataca toate problemele socio-cult-politice din România. Mamă, mă pregăteam de un sincron aici, nu venea cameramanul și încercam să-l chem. Zic, vino că aici este, să punem plan. La valiera, știi? În prim plan aici, plan. Da. Bun, deci la Belinț. Pozele la Timișoara făcute în Torontal. În Torontal, în parcul, erau un, și acum nu s-a întâmplat nimic în locul ăla, nu s-a construit nimic, nu s-a făcut nimic, o grădină, o arie foarte mare, acolo era un loc de joacă și poza acolo s-a realizat. Locul unde nu s-a tata era un mare fotograf la data respectivă, avea un Zenit, un aparat Zenit, nu știu de unde, Rusia, habar n-am de unde acest aparat, cred că din Rusia, cred că acum îl dăm înapoi, m-am și gândit să-l dăm înapoi, da, în semn de protest față de ce se întâmplă în Ucraina. Și cu ăla făcea poze și le developa acasă, avea un laborator foto foarte tare. Erai pasionat de substanțele lui de acolo? Da, eram acolo prezent, am prindea lampa aia de UV să developeze, foarte mișto tot procedeul. Deci tata era chimice. Fotograf. Da. Și îți plăcea ideea asta, domne, uite, se developează filme, vreau să știu și eu, să văd și eu pe acolo.
Era foarte tare să vezi cum iei, iei filmul din aparat, da, și trebuia să fii atent să nu, nu-l devolezi, să nu se strice. Îl desfăceai, îl demantelai, sigur, la întuneric, da, îl puneai în niște tăvi cu substanță, nu mai rețin ce anume era acolo în respectivele borcane cu, cu substanțe chimice și apoi în câteva ore filmul deja începea să prindă pe peliculă negativul. Știi? Să vezi. Deci pozele astea sunt făcute de tatăl tău. Da, da, toate pozele. Practic tot ce înseamnă copilăria mea, nașterea mea, până undeva 15-20 de ani, când au început să apară deja aparatele astea, DSLR-urile și telefoanele cu, cu telefoanele inteligente, s-au făcut poze cu zenitul lui tata. Și apoi, sigur, el a trecut în linie moartă, am luat și noi un DSLR, să avem și noi acasă. N-am mai folosit, dar el există și acum aparatul. De ce, de ce, sau câte poze din 30 de poziții, cam câte erau bune? Marea parte. Marea parte. Dacă nu puneam mâna pe aparat să fac vreo prostie cu el, ce făceam? Ducea să-i dau jos obiectivul, să văd ce în spate oglinzile, jocul de oglinzi, arhitectura lui internă. Eram fascinat de, de, de cum... Să vezi ce da, cum funcționează. Și mă jucam, apăsam și stricam. Evident că dacă aveam un film nou în el, posibil ca marea parte să-l denorocesc, vreo două, trei să fie bune la final. Însă mai târziu lucrurile s-au reglat. N-am mai umblat la aparat să stric, să-l denorocesc. Îl lăsam în pace și chiar făceam unele poze bune, pot să zic. Foarte interesantă. Trebuia să ai expunere, nu puteai să faci. Nu era cu apeși și focus automat. Era cu expunere, cu trebuia să te uiți prin obiectiv, să vezi să fie clară poza. Era o artă, era o artă. Nu mai știu, lumea nu știe, lumea, oamenii ăștia de azi, nu, copiii ăștia care au în mână, noi, ce copii, nu vorbesc de nimeni, de mine acum, noi luăm telefonul mobil, apăsăm pe el și gata, a făcut poza. Nu mai stai să faci nimic, e totul. Nu-ți convine, o ștergi, faci alta. Sigur, și am, mă uitam în telefon acum, azi, mii, zeci de mii de poze, mă uitam în laptop, am peste, nu știu, 40 de mii de poze în ultimii. Mai Brad în ultimii. Pinde, uite acolo. Cornel, foarte tare poza asta, am găsit-o, știi, așa m-a luat, sincer, un soi de nu știu cum se numesc, de emoție, emoție pozitivă. În 2007 s-a făcut poza, s-a realizat poza asta la Arad. La Arad. O să vină următoare poză și o să vedem de ce zic asta. O întâlnire a noastră. Dacă avem poza cu Cornel, rog și eu colegii din, din regie avem să ne ajute. Poză avem o poză împreună, este sora acestei poze. Deci, asta e poza Cornele. Sigur, deci... aici putem remarca multe lucruri această poză. În primul rând, cu televizorul din dreapta. Deci e pe vremea deci acelui erau televizor. Tuburi, încă erau trezea cu tuburi catodice din, din Rusia, da. Cornele, nu știu, tu știi bine, am avut așa o, am avut o relație foarte frumoasă toți anii ăștia și în, în ce înseamnă zona jurnalistică, eu am încercat să iau de la tine, să fur de la tine meserie. Amintesc anii de, de început, când încercam să facem lucruri, tu aveai la Oradea un, un post local de televiziune, încercam să te ajut acolo, să bag și eu capul în poză, cum s-ar zice. Poate, poate reușesc să... Aici sunt primele poze de când am avut prima tangență cu Light Channel-ul, Cornele, unde jurnalista. Tu știi bine de istoria acestui post de televiziune. Prima noastră, prima mea tangență cu, a, văd că ai, cu presa. Ai, ai sigur, căutătură. Dacă ai te uiți la fața mea, poți să zici că au sunat de la IML să întrebe unde am dispărut din frigider. Știi, cam asta ar fi ideea. Nu este așa. Este, așa arătam la data este respectivă. Este o poză foarte hotărâtă. Tu, hotărât, tânăr jurnalist. Sigur, hotărât rece, știi? Să ne întoarcem puțin la poza anterioară. Să spunem câteva detalii. Era în anul 2007. 2007, la Arad. Deci, 2007, Arad. Câți ani sunt în 2002? 2022, 15 ani, nu? 15 ani. 15 ani, corect, 15 ani. Tu ai avut acolo o serie de prelegeri publice la o sală publică din, din Arad. Absolut fabuloase prezentările tale, un play sale. În momentul respectiv lumea era foarte, foarte și era încântată de ceea ce tu cu echipa ta făceați acolo. Și m-am bucurat să, să particip în câteva rânduri la respectivele întâlniri pe care organizai tu. Da, deci, da, niște ani fabuloși. Deci, dacă ne aude cineva depănând și spunând în urmă cu 20 de ani, nu știu ce, o să zică, mamă, ce bătrâni să ăștia. Da, nu o să zic, nu am să zic, o să aprecieze, pentru că eu mă uit la mine acum, mă uit în cameră, în, în monitorul de control și îmi dau seama că este adevărul, adică au trecut ani. Vezi în poza aia din, din 2008, poza din, din platou, din Light Channel de la Buzău, era în 2008 făcută. Eu în 2008, știi, parcă aveam, nu știu, sunase la grădință să mă întreb unde am plecat, la grupa mare, ceva de genul ăsta, știi? Îți dai seama că... Spune-te, rog, te știu un băiat extrem de sensibil și
destul de timid. E adevărat că ți-era frică de microfon? Măi, surpriza e că da. Surpriza e că eram foarte mic și ai mei voiau să mă registreze. Aveam un radiocasetofon. Un radiocasetofon stereo, cred că așa se și denumea stereo, nu cred că avea altă denumire, eram fascinat de el. Cum pui caseta, cum merge, cum înregistrează, apăsai pe cele două butoane, play și rec și plec și rec, da, mi se părea fascinant să vezi cum apeși acolo, dar caseta sigur nu avea rupt siguranța din spate, că puteai să rupi să nu se înregistreze, puteai după ce vorbeai să te auzi pe casetă, ce mi se părea fabulos, și înregistram peste înregistrări și stricam casete și la un moment dat asta se întâmpla, ce să zic, aveam vreo 10 ani, dar înainte de momentul ăsta, părinții căutau să mă registreze, să aibă amintiri cu mine. Numai că fugeam efectiv de... Când auzeam vocea mea, fugeam de acolo. Nu vreau să mă aud. Mi se părea o problemă. Cum să-ți aud vocea? Aveam o voce, mi se părea că am o voce spartă, o voce fără rezonanță, fără timbru, fără nimic. Adică nu aveam un azimut vocal, o direcție vocală. Bine, că am ajuns apoi erai să copil, mă... Eram copil, dar nu înțelegeam. Pe mine mă șochează că acum aud oameni. Sigur, WhatsApp-ul, știi, mesaje vocale. Vai ce voce am. Cum să spui lucrul ăsta? Eu sunt fascinat de voce. Adică îmi place vocea mea. Sigur, ține puțin de tine ca să-ți apreciezi calitățile. La nivelul pe care, sigur, le ai. Eu nu mă pot compara acum cu, nu știu, vocile pe care le auzi la televizor, la radio, vocile de reclamă, acele voci fabuloase care, sigur, fac și mulți bani. Nu, dar vocea mea, la nivelul ei, niciodată nu am fost complexat de ea, pe cum văd oameni că au o problemă în sensul ăsta. Dar totuși în copilărie fugeai de microfon. Am fugit multă vreme, iar apoi evident că lucrurile s-au reglat. Ai vrut să-ți înfrângi teama asta și să... Nu știu dacă mă gândeam la momentul așa, când vreau să mă înfrâng, dacă era terapie prin expunere, cum aș face astăzi. Uh-huh. Să mă duc să lucrez cu mine, să mă cresc, să încerc să-mi câștig încrederea în mine, să am un self-esteem ridicat, chestiuni care țin de psihologie și de, nu știu, de niște emoții pe care le înțelegi odată cu timp, trecerea timpului. Vreau să spun o chestie acum, din outside, da. Așa. Așa cum spuneai, te știu din copilărie și din perspectiva mea ai făcut niște progrese uluitoare, pentru că la un moment dat, în perioada 2008, cum ziceai tu, când te apucai de două emisiune, eu nu știu dacă înțelegeam 30% din ce vorbeai. Sigur, erau probleme de sănătate atunci. Nu e vorba de sănătate. Între timp le-am mai tratat. Nu e vorba de sănătate. E vorba despre stilul tău rapid. Deci vorbeai repede și foarte entuziast și așa mai departe. Și mă neam, bă, ce zice băiatul ăsta sau așa? Însă, intrând într-un mare trust media românesc, și poate o să ne spui puțin cum a avut loc intrarea aceasta și iată de 10 ani ești implicat în jurnalismul românesc la un foarte înalt nivel, în sensul că împreună cu colegi ai tăi ai făcut și investigații jurnalistice, devoalări sau cum să le zicem, ai descoperit anumite lucruri întâmplate în România. Din ceea ce văd la tine pe Facebook, ești un pic cam neînfricat, uneori inconștient de neînfricat, să spunem, pe nume lucrurilor. Cum a avut loc această creștere a ta, această înfrângere a propriei timidități și ajungerea la un trust național care să te învețe lucruri pe care nu le știai și să fii la nivelul acesta? Cornel, totul a început, evident, acest 0, acest minus 1, acolo unde l-ai remarcat tu, la Laicena, la Buzău, în diversele încercări prin Timișoara, până când a venit momentul să ajung în București și aici s-a întâmplat în 2012. Te întreb puțin. Ai venit în București spunând... Domnule, vin în București că s-au găsit ceva și pentru mine, sau ai venit în București doar la propunerea cuiva, hai că o să ai un loc de muncă sigur? Pentru că aici este un subiect extrem de important. Știi de ce? Există foarte mulți tineri care își doresc să reușească în viață. Foarte mulți tineri care au niște aspirații, niște idealuri. Dar zic, domnule, până nu îmi vine o ofertă concretă de muncă, eu n-am cum să mă mut, n-am cum să risc, n-am cum să-mi iau o garsonieră de 1000 de lei pe lună, că n-am de unde să plătesc și așa mai departe. Eu am impresia că tu te-ai aruncat cu un pic cu cap înainte. Povestește-ne puțin. Asta am făcut, Cornel. În 2008 am început această, nu știu, ecuația, această încercare, practic.
pe care iată am și reușit să realizez. Am încercat să intru în zona asta a presii. Îmi doream foarte mult să lucrez în presă, în media. Mi se părea fascinant. Nu știu, mă simt ca peștele în apă. E zona în care mă simt eu bine, mă simt eu confortabil. Sigur, Cornel, am făcut și alte lucruri în viață și mai fac și alte lucruri pe lângă asta. Tot încerc să le asimilez ca fiind pasiunea mele și le fac cu plăcere și cu dedicare. Însă jurnalismul a fost și este pentru mine, nu știu, practic casa mea. Mă simt liber și nu am nimic să mă sperie și să am vreo teamă în sensul ăsta, vreo emoție. Evident, emoții pozitive, dar nu emoții care să mă blocheze, să nu pot să mă exprim. Bun, ce se întâmplă? În 2008 încep acest periplu în zona asta. Sigur, nu reușesc foarte, foarte greu, foarte greu să leagă ceva. În 2012 începe un nou proiect la București, Giga TV. Văd acest lucru, eu urmăream pagina de media, urmăream tot ce înseamnă știri și informații despre media. Văd această lansare și văd că se ocupă de ea Bebe Boanță, Dan Boanță după numele lui. Bebe e un nume cunoscut așa între colegi. Îl găsesc pe Facebook pe Dan Boanță și scriu: bună ziua, domnule Dan, sunt eu, Adrian, văd că aveți un nou proiect, m-aș bucura dacă aș putea să fac practic la dumneavoastră, îmi doresc foarte mult. Îmi pregătisem un text, Cornel, un text în care îmi desfășuram, sigur râd acum când citesc textul ăla, era atât de ușor, atât de simplu, atât de gol de conținut, dar... Ce se simțea atât în textul ăla? Pasiunea ta, simțea dorința. Dorința mea, focul care mocnea, sigur, în mine, dorința de a încerca și zona asta, dacă pot și am vreo tangență cu ea și pot să... Și am să reușesc să fac ceva, sau e doar așa o dorință, cum avem toți copiii când sunt mici, vreau să mă fac, nu știu, magarageu, doctor, instalator, pompier, cosmonaut, sigur că da, sau mai știu ce, sau ozenist, și apoi când îți dai seama că de fapt viața se mănâncă cu altceva, îți vezi de treabă. Îi scriu lui Bebe Boanță mesajul ăsta pe Facebook și îmi răspunde și spune: când poți tu și când tu crezi de cuvință, te aștept la mine, la București, la birou, să discutăm. Foarte sigur tare. Că n-am stat mult pe gânduri. În februarie 2012 urc în mașină. Dar voi să spun ceva, asta e foarte rar. Da, foarte rar. Foarte rar, adică sigur, un inițiator de trust, da? Cum ar fost domnul Boanță, îi scrie un no-name, un necunoscut, se uită la fața lui, poate interesant așa, și totuși să-i zică: vină la mine la birou. E o chestie rară, să știi. Asta a fost o mână întinsă. Față de Bebe am un mare respect și în fiecare de fiecare dată când am ocazie îi mulțumesc și acum îi spun asta public, dacă cumva vede materialul nostru. A făcut un mare lucru, un mare gest pentru mine și practic a fost motivul pentru care am rămas în București, pentru care am venit în București. Am vorbit cu el, continui povestea și am venit la București, am luat mașina, am venit în București, am venit cu niște prieteni în București un weekend. Zic, mă duc la București un weekend, poate se întâmplă minune. Între timp erai studiat la facultate? Eram la Timișoara, terminase deja facultatea. Ce facultate? Științe economice la Universitatea de Vest, Timișoara, da? Terminase facultatea acolo. Ceea ce n-are nicio legătură cu prezentul. Nicio legătură. Eram în a 12-a și mă gândeam ce să fac. Fac jurnalismul sau fac științe economice? Și de ce? Am zis, dacă fac jurnalismul, ce fac eu după aia? Știi ce zic? Că nu pot să, în presă, mai ales în anii respectivi, nu intrai de pe stradă. Acum e altă treabă. Acum vin și pleacă oameni. Vin reporteri, stau un an și pleacă. Se duc, nu știu, în PR, se duc în politică, se duc în altă zonă. Presa e un vehicul du-te vin, cariere, da. Nu mai e pe vremuri cum era Ion Cristoiu, cum erau Dan Andronic, nu știu, bine, mari Cristoiu jurnaliști. Este și azi, nu e doar pe vremuri. Sigur că da, dar oamenii ăștia au rămas în presă. Oamenii ăștia au făcut carieră din presă. Da. Colegii mei din Intact, care au început și sunt acolo după 20, 25, 30 de ani de presă. Nu, acum vin în presă, văd colegii mei, eu sunt unul dintre cei mai vechi din Intact, vin colegii mei în trust, stau un an, doi și pleacă. Stau un an, doi și pleacă, știi? Bun, și ai hotărât să dai la științe economice. Da, fac științe economice facultatea, termin, sigur, aici aveam în familie pe mătușa mea care era economist și am lucrat cu ea ani de zile în zona asta, în contabilitate și aveam o legătură, un cârlig. Tu și contabil. Da, eu am lucrat contabil niște ani de zile, nu să știi. Da, la mulți, foarte mulți ani de zile am lucrat economist. Bine, pe lângă multe alte lucruri. Care multe alte, că tot ai mai zis expresia asta și vedem. Hai să vedem ce ai fost până la această vârstă. Păi, ai fost economist, contabil. În timpul facultății am deschis o firmă de construcții.
Hai, numai nebun. Da, unde eram un mare, mare administrator și mare patron de firmă, care punea grese și faianță și dugrăvea, Cornel. Asta făceam. Da? Da. Tu însuți ai... Eu cu niște băieți am început să fac asta pentru că trebuia să reușesc să-mi câștig existența. Nu puteam să trăiesc, n-aveam alte soluții. Deci erai și nu puteam antreprenor, să mă duc la serviciu, sau cum se spunea în Timișoara, la servici, nu? De la 7 dimineața la 4 pe un 9 milioane. Nu, nebuneam să fac chestia. Am zis, bă, fac o firmă, câștig mai mult. Și sunt propriul șef și evident, sigur, programul era altul, mă trezeam la 6, la 5 dimineața, dar eram așa că nu am șef, nebuneam să am șef, adică pentru mine era groaznic să am șef, să zic, bă, să faci aia, nu mie, știi ce zic. Așa, și în afară de construcții? În timpul ăsta tângeam după televiziune. Îți spun un lucru, în timp ce puneam grese și faianță și zugrăveam, deam cu trafaletul până blocuri și până cu... Luam scări de bloc, apartamente, am avut din fericire și niște magazine, niște clienți foarte mari, nu facem acum reclamă, dar acolo am avut un avantaj foarte mare că am putut să mă dezvolt. În timp ce lucram, pentru că la început, primii ani, am lucrat și eu cot la cot cu muncitorii ca să nu mai plătim alți muncitori să recuperez un salariu, era foarte greu, erau anii de criză, 2009, 2010, 2008, când România era cufundată în criză. Și tângeam în timp ce eram în genunchi și puneam material să întind pe jos să pun gresia, mă gândeam când noi lucram în presă. Îți spun foarte onest. Mă gândeam, genunchii mi erau plini cu sânge, cum mă tăiam de la gresie și faianță și mă ciobeam și eram cu hainele murdare. Sigur, nu spun asta că mi-era rușine de ce făceam, nu, era o pasiune, o făceam cu plăcere, o făceam cu dăruire, pentru că eu de acolo trăiam, aveam o pâine, două, trei și alți oameni lângă mine. Dar dorința mea era să intru în presă. Și vine anul de grație 2012, înainte de asta, plec în Franța, încercând să fac acolo ceva, cu o echipă de muncitori, să încerc să fac acolo, să, cum toți românii plecau din țară, să facă ceva, să treacă peste limita de jos. Sigur că n-a fost un succes. Am ajuns în România cu 20 de euro, abia am reușit să am motorină să ajung în România, deci așa am venit acasă. Am fugit de acolo, practic, aici plec. M-am trezit într-o zi și am zis, eu plec din Franța. M-am trezit într-o dimineață și am zis, eu plec din Franța. Ți-a fost dor. Am luat mașina, da, n-am mai putut. Am luat mașina, am luat toate pe carduri, mai aveam câte un 10 euro, 30 de euro dincolo, mărunți la mine toți, deci am avut bani fix cât ajung în România, Cornel. Nu știu dacă înțelegi nebunia unui tânăr de 22 de ani, 23 de ani, care pleacă din Toulouse, de la 2500 de kilometri spre Timișoara, cu nici 200 de euro la el. Dacă se întâmpla ceva pe drum, dacă nu știu, Doamne ferește, nu știu cum ajungeam acasă. A fost o experiență fabuloasă. Vin în România în 2012, stau o săptămână liniștit și apoi scriu lui Dan Boanță pe Facebook. Următoarea săptămână plec la București, mă întâlnesc cu el la Casa Presei Libere. Am avut prima mea redacție, pentru că aici e o chestie fascinantă. Știi cum e? Dacă n-ai trecut prin Casa Presei Libere niciodată, am avut acolo redacția și mă duc la Bebe, sigur. L-ai convins. Discut cu el care e treaba, omul spune, te aștept, de când vrei tu vino la muncă, de când vrei tu vii la muncă. Îți dau o lună de probă, după aceea te angajez. Dacă nu faci treabă, stăm liniștiți, mergem la un suc în oraș, stăm liniștiți, ca prietenii. Nu vreau să facem dușmănii. Dacă faci treabă... Practic, ai început o emisiune la Giga TV. Am fost reporter. Reporter. Cornel, Bebe mi-a spus așa, Adrian, trebuie să știi un lucru. Vreau ca tu în orice moment când vii, te întâlnim față în față, să știi ce înseamnă o știre. Tu știi ce înseamnă o știre? Mă zic, nu. Bun. Vreau ca tu să înțelegi ce e o știre. Să faci o beta, o informație. Să iei din nimic o știre. În momentul ăla discutăm lucrurile altfel. Asta a fost începutul meu. Ceea ce este adevărat. Ceea ce a fost fabulos. Sigur că a fost prima lună, după aia am semnat contractul, m-am angajat. Am avut o altă lună în care am fost cu acte, practic, reporter, apoi s-a desfințat televiziunea. Deci după două luni. După două luni de zile s-a închis postul de televiziune. Dar începuse, că am văzut pe cablu, era deja... Da, începuse, dar a picat. A picat pentru că, sigur, acolo s-au întâmplat lucruri, nu intrăm acum în detalii. Sigur că visul meu de a fi jurnalist, de a fi reporter, era aproape de prăbușire. S-a năruit după două luni de zile. Și am zis, băi, asta e viața, asta este, trebuie să trec și pe aici. Sigur că eu aveam o chirie luată în București. Mi-aduc aminte prima zi când am venit în București. Era o vineri după amiaza. Eram singur cu o mașină plină cu haine și cu bagaje. Cu un Logan. Tixit, albastru, tixit de bagaje. Mă mutam, plecam de acasă. Nu știu, dacă... Pentru mine a fost un drum de București. Mă duc la București, era 7.000 de drum de București. Dar de fapt era o mutare, era o schimbare. Era un... Nu mai fugeam de succes în momentul ăla. Încercam să merg spre el.
Pentru că mult timp mi-a fost frică de succes. Mi-a fost frică să mă duc pentru că schimbam. Plecam din confortul meu pentru că oamenilor le frică de a ieși din confort. Dom'le, am un confort acum, lasă-mă, e bine și așa. Dom'le, am o pâine, am... Mâine nu mai am nimic. Uite ce e în țara asta, uite ce se întâmplă în lumea asta. Dar frica de succes pe mulți îi ține blocați și țintuiți, cum să zic. Poate nu e frica de succes, frica de nesiguranță tot. Orice, oricum vrei să o spui. Oricum vrei să spui, da. Uite, suntem în 2022, da, sunt vremuri grele. Bun, război eu acum bate spun, la ușa aici, spun să, noi. Lumea să înceapă să, când, nu știu, să-și schimbe joburile, dar totuși când vrei dacă să ai un vis, ceva, da, vrei să spui, da, că trebuie să riști. Eu am plecat de acasă, am închis firma, am închis tot, am oprit tot. Eu am, pot să zic că fiind o problemă de criză, reușeam să mă mențin pe linia de plutire, să plătesc un leasing la mașină, să am posibilitatea să mă mutasem și în chirie în Timișoara, să am, pot să mers o chirie, să pot să trăiesc, să mă gândeam în perspectivă, să-mi cumpăr un apartament, să nu știu, să fac lucruri acasă. Dar am zis, băi, nu trebuie să rup pisica, să fac ceva pentru că simt că mă plafonez. Și stam plafonat în mediocritate, pentru mine asta și acum mă obosește psihic. Adică dacă fac asta, simt că fac același lucru repetativ și nu cresc și nu mă dezvolt, simt că trebuie să schimb acasă. De acolo. Și vin în București, primul meu drum vinerea aceea după amiază a fost la o companie de telefonie mobile, se iasă un contract cu ei cu ceva timp în urmă, să-mi iau un telefon cu GPS, nu știam București, nu puteam merge cu telefon cu taste prin București. Cu mașina și cu, să nu poți să te miști în traficul ăsta, în jungla asta nebună, nu puteai. Și am fost să-mi cumpăr un telefon, asta a fost prima treabă pe care am făcut-o acea vineri, de acolo am pus GPS-ul și am plecat acasă cu GPS-ul. Mă mut în chirie, 2 luni de zile am stat liniștit, după 2 luni de zile am fost înștiințat că aș vrea să părăsesc locul pentru că nu aveam bani de chirie. Și deja a treia lună nu mai plăteam chiria și mi-au spus oamenii, toate că mi-erau prieteni, copilul, familiei respective, băi Adi, trebuie să oprim aici pentru că avem oameni care ne-ar plăti chiria, tu nu mai plătești. Te iubim, ești prietenul nostru, dar noi trăim din chiria asta. Și a trebuit să iau telefonul și să mă uit la prietenii mei care credeam că sunt prieteni și care credeam că ar putea să mă ajute, să-mi facă ceva, să-mi tind o mână. Și am un telefon. Și primul telefon pe care l-am luat a zis, ba, da, din seara asta vii la mine și dur la mine. Primul și, telefon? Da, primul telefon. Și băiatul ăsta, băiat extraordinar, care și Dumnezeu i-a dat mare binecuvântare, omul s-a dezvoltat, are un mare business acum în București. Practic avea un apartament de 2 camere la etajul 8 al unui bloc din Titulescu, lângă Gara de Nord, lângă pasajul Basarab. Acolo stăteam cu geamantanul cu haine lângă mine și îmi luam din geamantan haine, mă schimbam, plecam unde aveam treabă, mă întorceam, le spălam, le puneam în geamantan. Geamantanul era practic dulapul meu. Era o vară a lui 2012, iunie 2012. Căldură. Căldură. Ții minte că tocmai Adrian Stase a avut atunci probleme cu justiția, era o nebunie în presă în perioada aia cu arestarea lui. Urmăream cu sufletul la gură orice se întâmpla, eu dorindu-mi să intru în zona asta de presă, dar de fapt ieșind de afară de acolo și încercând să rup relațiile cu presa în momentul ăla. Așa se întâmplase. Și erau la etajul 8, fără aer condiționat, era undeva la 40 de grade. Eram lac de apă. Pe de altă parte, stresat că nu aveam absolut nicio... Ce n-ai vrut să iei un alt loc de muncă în altă parte? Niciun viitor, niciun sens, nu vedeam nimic. Cei ai mei trăgeau de mine, vină acasă, că aici ai tot ce trebuie, de ce mergi? De ce stai și ești peregrin, ești risipitor în ghilimele? Sigur, nu le ceream bani, dar nici nu aveam. Deci, Cornel, trăiam efectiv din ultimele mele economii. Până într-o zi în care a fost o zi magnifică, o zi fabuloasă, presc un telefon, 2 telefoane de fapt. Primul telefon a fost la niște prieteni care știau că n-am loc de muncă. Prietenii mei, gașca cu care eu mă mișcam, asta a fost. Au fost 4 oameni în perioada aia care m-au susținut moral fantastic. Au zis, nu pleci din București. Cât de mult contează? Maximal. Tu știi, Cornel, Denis a fost veișoarta, a fost unul dintre oamenii care m-a susținut foarte mult. Și spun numele pentru că o știi tu foarte bine. Prestul nu cred că îi cunoști. Dar a fost fabulos, oamenii ăștia au fost lângă mine. Stăteam cu ei, mâncam cu ei, ne plimbam, veneau, mă luau de acasă, hai, mergem în oraș. Nu mai, mergeam, mașina mea era de mult pe dreapta, că nu mai aveam motoin în ea, era de mult pe dreapta, abandonată. Mergeam cu ea doar la cumpărături, ca să nu car plasele la grele mână, atât. În rest cu tramvaiul, se făcuse abonament pe anul 41, cu tramvaiul și cu prietenii când mai puteam să călătoresc cu ei.
Mi-amintesc că primesc telefonul ăsta într-o zi la niște prieteni cu care, mă rog, erau în gașca lărgită și mi-au zis: băi, tu n-ai de muncă. Uite, avem un loc la noi la birou, un mare hotel, un alt hotelier din București și avea nevoie de un economist, de contabil. Ce, uite, vino să vorbești cu șefa mea. Sigur că luni dimineața ora 9 am urcat în mașină și am plecat la respectivul loc de muncă, la respectivul birou. Și mă duc acolo, un mare hotel, cu o contabilitate fabuloasă. Eu lucram în contabilitate mică, aveam niște mici filmulețe pe care le făceam contabilitate cu mătușa mea. Știam niște noțiuni de bază, terminasem facultatea, nu știam să lucrez în contabilitatea mare. N-aveam aceste informații. Mi-au dat examen, am avut două examene din cultură generală și din bazele contabilității, dar aplicate la nivelul hotelului. Și evident că mi-au și spus oamenii: nu, sigur, informația tale și cunoștința ta nu rezonează cu ce avem noi nevoie. Însă și am fost sigur că nu o să obțin acest post de loc de muncă. Și am venit acasă, eram dezamăgit, evident, pentru că nu aveam șansa să lucrez și să am un venit, un loc de muncă. Tângeam să fac orice, numai să trăiesc, să am un venit. Am închis telefoanele și m-am culcat. Știu, era prânz, era una la miază. Și aveam un singur număr de telefon, cumpărasem o cartelă nouă de telefon, care aveam, pe vremuri era cu minute, nu era ca acum cu nelimitat, aveam o cartelă unde aveam minute multe și o țineam pentru prietenii din grupul nostru restrâns ca să pot comunica cu ei mai mult decât cu celelalte telefoane. Pe telefonul ăla mă sună șefa, directora contabilă a hotelului. Am rămas șocat că n-aveam de unde să știe telefonul meu. Îl găsise printre prieteni. Zice: uite, Adi, să știi că am avut o ediție cu colegii și de luni de mâine poți să vii la muncă. M-am trezit și am zis că nu e adevărat ce aud, ce văd. De a doua zi, Cornele, am luat mașina și am plecat la serviciu. 3 luni de zile am fost economist într-una dintre cele mari firme hotelier din țara asta. A fost o onoare să lucrez acolo, niște colegi fabuloși, o echipă fabuloasă. Revin un pic înapoi, în aceeași sâmbătă, seara, când am primit telefonul în legătură cu firma de contabilitate, am mers cu un telefon. Și îmi spune: uite, tu știu că îți dorești foarte mult să crezi în presă, e pasiunea ta. Uite, cineva vrea să vorbească cu tine, să comunici despre treaba asta. Marți, la ora 12, te așteaptă la o discuție. Tot în aceea zi aveam discuția și cu hotelul. M-am dus dimineața la 9 la hotel și după aia... La 12 am dus la cealaltă. Și apoi am venit acasă și evident, într-un fel dezamăgit, m-am culcat pentru că nu simțeam că se leagă lucrurile. Mă duc și în acel loc, la celălalt post de televiziune, de fapt celălalt loc de muncă, post de televiziune, la grupul Intact, la Antena, și acolo discut cu oamenii din conducere de acolo și mi-au spus: uite, am fost repartizat cuiva, știi legătura cu persoana respectivă, discuți, vezi tu ce știi să faci, care sunt skill-urile tale, care sunt în ce zonă te descurci tu. Și apoi vedem ce facem. Și a urmat un șir de discuții interminabile, timp în care, văzând că și spunându-mi că nu e vreo șansă ca de mâine să lucrez și trebuie să discutăm puțin ca să ne înțelegem, să găsim un soi de practică, să vedem dacă ne pupăm pe situație, dacă pot să... Ai continuat cu celălalt loc de muncă? Decis să spun da, că eu, în momentul când am dus la hotel, să lucrez la acolo în contabilitatea hotelului, pur și simplu le-am spus că eu, visul meu este ăsta. Directorul hotelului găsise blogul meu unde scriam articole și poezii și mi-a spus: tu nu ai ce să cauți în zona asta, în cifre. Tu nu ești om de cifre, tu ești om de cuvânt. Dar ca să poți să faci ceva, să trăiești, ai din partea noastră o mână întinsă, ai cifre. Sigur că am muncit foarte mult acolo, munceam și duminica, am început să locuiesc dincolo, mi-am luat o garsonieră, un apartament lângă hotel și mergeam și duminica să muncesc, fiind volumul foarte mare de muncă, să pot să recuperez ceea ce nu știam și nu cunoșteam până la momentul respectiv. În sens profesional mă refer. Și după 3 luni? După 3 luni de zile, de tatonări și cu presa și cu... Directorul hotelului îmi spune: uite, Adi, să știi că avem pentru tine o ofertă specială. Dacă vrei să te transferi, hotelul avea și un ziar la momentul respectiv. Uite, ai putea să lucrezi la ziarul hotelului ca să intri în zona ta de confort. Și țin minte, era 30 septembrie 2012. 3 luni de zile, se împleau 3 luni de zile. Și am dus să discut cu redactorul șef al ziarului. Și în momentul ăla am zis să mai dau un telefon și dincolo. Am avut un telefon dincolo și mi-a spus: de la 1 octombrie te așteptăm la muncă.
Deci peste două zile. Peste două zile. Eu, și atunci am mers nou la Hula Riziar și am spus cu siguranță am să mă duc dincolo. Este mult mai, pentru mine, mult mai important. Și de la 1 octombrie 2012 am semnat cu trustul intact, cu antena și am început să lucrez pentru Observator, pentru Antena 3, jurnalism, reporter de teren la secția eveniment. Și suntem în 2022. Timp de un an de zile, Cornel, am fost pe teren, am filmat de la evenimente, accidente, pisici, cățeluși, ce se întâmplă, evenimente în București și în țară, cu spectrul București. Din 1 octombrie 2013 s-a decis reînființarea biroului de investigații la nivelul trustului și am avut ocazia și oportunitatea și, nu știu, am fost onorat să fiu cooptat în echipa asta de colegii mei. Și la 1 octombrie 2013 până astăzi pot să zic că am avut parte de cele mai frumoase experiențe profesionale în viața mea, fiind reporter și jurnalist de investigații. Practic fiind, cum să zic eu, în echipa care a dat țării cele mai mari anchete de televiziune, cele mai mari anchete în care s-au devaluat și s-au văzut hoții, furturi, ticăloșii pe care oamenii care au condus România în ultimii 15 ani, din 2005-2006 până în prezent, le-au făcut. Am avut parte de zile absolut fabuloase, am avut parte de zile absolut stresante, am avut parte de stres, am avut parte de urmăriri, de amenințări, de roți înțepate cu cuie, de urmăriri prin trafic, am avut parte de procese de judecată pentru că am spus adevărul, am fost amenințați. Mai ai dosare? Sunt pe rol diverse dosare, dar care evident, pentru că noi spunând de cineva că a făcut respectivul gest penal și omul respectiv a fost deja condamnat sau a fost deja trimis în pușcărie sau deja a fost, sigur, justiția a arătat că am avut dreptate, procesele alea sunt tardive, adică nu-și mai au rolul. Ele sunt pe rol, dar sigur că în momentul când va veni momentul, se vă pune cărție pe față, nu or să aibă storci de izbândă în favoarea celui care l-a început, ci în favoarea noastră. Însă lucrurile așa au... Long story short, cum ar veni. Deci așa s-a întâmplat povestea de viață de 10 ani de când sunt în București. Deci cu înțepături la cauciucuri. Da, da, da. Eram în Iași, țin minte. Urmăream în Iași un mare procuror care, sigur, făcea dosare la comandă. El acum este condamnat pentru fapte de corupție, dar acel procuror cât era în DNA, sigur, se ocupa cu lucruri mărunte la comanda unor indivizi certați cu legea, care la rândul lor astăzi au și ei dosare și sunt urmăriți și au probleme în justiție. Și respectivul și-a pus haita de rău făcător pe noi, pentru că noi îl urmăream, vreau să văd ce face, care e treaba lui, ce mai execută, pentru că el a fost scos din ecuație în momentul când și-a făcut. El a fost folosit pentru a trimite la pușcărie niște oameni și apoi... Bun, eu am tradițional o întrebare legitimă în această seară. Eu te urmăresc pe Facebook, în mod special. Și dacă pui o virgulă, ai 2000 de like-uri, adică e ceva îngrozitor ce se întâmplă, îngrozitor în sensul bun. Da. Adică scrii orice și ești un pic cam contundent, recunosc. Am fost, acum nu mai chiar așa curând. Nu mai chiar așa, ești mai blând. Am mai lisit un pic lucrurile. Așa, însă ai foarte mare impact pe Facebook, pe rețele de socializare. Uneori ai și milioane de vizualizări pe anumite filmulețe. Întrebarea este, nu ți-e frică? Adică Cornel, amenințări, telefoane, chestii. Eu niciodată nu am scris pe Facebook sau mă rog și la televizor când am ieșit public prin materiale noastre personal. Nu am ieșit prin a încerca să atac persoane pentru, nu știu, față, ochelari, pantofi, cămașă, cravată, mașini. Nu. Ci am spus lucrurile care din punct de vedere jurnalistic trebuie spuse. Noi jurnaliștii avem această, cum să zic, o temă de casă să fim foarte corect și foarte clar. Nu știu dacă foarte corect e bine spus și capătă formă de comparație, dar e important să spui lucrurile, pentru că dacă n-aș fi fost jurnalist, nu știu, eram pe Uber și îmi vedeam de treabă.
Puneam poze cu pisici și cu cățeluși din mașină de la clienții mei. Atâta timp cât sunt jurnalist și încă sunt jurnalist, cred că e important că eu să spun lucrurile așa cum sunt. Chiar dacă unele sunt mai contundente și mai dur, pentru că adevărul de multe ori nu este cel mai plăcut lucru posibil. Te mai înșel câteodată. Când îi spui unui om că e hot și el a furat, nu înseamnă că asta este o jignire, este adevărul. Dacă îl mângâi și spui, vai, omul, i s-au lipit niște bani de mână. Eu nu pot să fac chestia asta. Pentru că sunt oameni care fac chestia asta și sunt acolo jurnaliști de ocazie, sunt jurnaliști plătiți la plic, jurnaliști plătiți la, nu știu, la geantă sau... Ce înseamnă jurnaliști plătiți la plic? Oameni care sunt onomate, oameni care sunt propagandiști și fac jurnalism la telefon. Li se spune, li se dă o direcție și se întâmplă așa 10 ani de zile, sunt 10 ani de zile în octombrie de când sunt în presă. Niciodată, dar niciodată, nu am primit un telefon, un mesaj în care să mi se spună, vezi că e totuși prea dur, prea, sigur, în afară de Facebook cu referire la limbaj, dar în rest, legat de materialele pe care le-am dat la televizor, legat de materialele la care am lucrat sau la pe care le-am prezentat, nu mi s-a spus niciodată că sunt materiale tendențioase sau sunt prea dure sau, vai, deranjăm oameni. Da, deranjăm, asta este natura. Și menirea jurnalistului, să deranjeze. Un jurnalist comod, un jurnalist de treabă, un jurnalist simpatic, sunt cei care nu există pe piață, nici nu știi de ei. Sunt aia care, bună dimineața, ce mai faceți, de unde sunteți? Bine, sigur că sunt, Cornel, cum e emisiunea ta, tu nu deranjezi. Aici e o altă discuție, e Eugenia Vodă cu profesioniștii, sunt emisiuni frumoase, e National Geographic, toți jurnaliști sunt și oamenii ăia, dar vorbim de alte zone aici. Ne bucurăm că ne consideri și pe noi jurnaliști. Vorbim de alte zone, vorbim de zone care, din fericire... Dar vezi că eu te ispitesc un pic. Eu știu că mă ispitești, eu acum încerc să fiu drăguț cu tine, dar nu e o problemă, pot să întorc cu aia. Sunt jurnaliști care au altă direcție, de a arăta frumosul, de a arăta plăcutul. Eu apreciez foarte mult ceea ce se întâmplă în National Geographic, pe postul de televiziune unde se vede frumosul, unde găsești și altceva decât războaie și nebunie și crize și vezi o floare, vezi un munte, vezi o, nu știu... O știre bună, nu? Da, o știre acea bună, da. Bun, sunt două chestiuni total diferite. Nu, jurnalist nu înseamnă numai să arăți ce sunt. Eu am, și pe Facebook, când făcea referire la Facebook, acolo am pus de multe ori la Traviata, am pus de multe ori un nu știu, o poezie de Eminescu, am pus de multe ori un Tudor Gheorghe. Îți place poezia? Zine o strofă în seara asta, acum pe final, cum mai avem un minut. Ce-ți place așa? La cât de poezii cunoști, zine o chestie care îți rămâne în suflet. Pentru așa, pentru dragii noștri privitori în seara asta. Acum am ei din emoții, mai ridicat așa în vervă cu jurnalismul și cu nebunia, să, practic. Să vadă, dragii noștri telespectatori, că nu ești numai din ăla care să taie în carne vie. Ai așa și o sensibilitate despre care am vorbit la începutul emisiunii. Îți plac poeziile? Sunt, practic, nu știu, cred că poezia e... Încerc acum să fac o transbordare din verba de odinioară. Verba de jurnalist de investigații care abia așteaptă să știi cum e, ești ca un, nu știu, ca un Doberman lăsat care liber. Adulmecă. Să nu lăsat liber să-și caute prada. Mai sunt 10 secunde. Da. Ca să nu greșesc, am să citesc această poezie, pentru că e un moment emoțional și mi-e greu să o spun pe de rost acum. Vreme trece, vreme vine, toate-s vechi și nouă toate, ce rău și ce mai bine, tu te întreabă și socoate. Nu spera și nu ai teamă, ce val ca valul trece, de te îndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate rece. Foarte tare momentul acesta din glosă. Iubesc mult această poezie. Îți mulțumesc. O știu, dar pe fondul emoției pe care m-ai trecut așa brusc, vreau să nu stric, să-mi permit să stric fabuloasa arhitectură lirică pe care Eminescu a emanat-o. Îți mulțumesc, Adrian, pentru seara asta. Iată, doamnelor și domnilor, câteva lucruri care nu se văd la televizor. Și deși nu suntem jurnaliști de investigație, am încercat să trecem dincolo de aparență și să povestim puțin despre cum se realizează anumite lucruri în România. A fost împreună cu noi jurnalistul Adrian Călin, sunt Cornel Dărvășan. Sper că ați fost alături de noi și că v-ați simțit bine. Să vedeți o altă față a lucrurilor. O seară minunată tuturor!
Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.